Doamne, spune-mi ce-am greșit, ce n-am mers, ce-a lipsit. Iubirea a secat-o de puteri. Simona Trașca a ajuns de la o femeie plină de viață la o ființă fără niciun pic de vlagă. Mama mețel. Frumoasa blondină trăiește o adevărată dramă după ce a aflat că fostul ei iubit, cu care a avut o relație timp de 2 luni, a mințit-o cu privire la faptul că era major. Băiatul are doar 17 ani. De când a auzit cruntul adevăr, Simona nu a mai pus gura pe mâncare. De când n-ai mai mâncat? Nu știu. Aproape 2 zile. N-am putut să mănânc, pur și simplu, nu intră în mine, de-abia pot să beau apă. Și cum era de așteptat, organismul focoasei blonde a cedat. Poți să-mi aduc un pahar de apă cu zahăr, vă rog? Am amețeli. Abia acum am înțeles ce e dragostea când ai plecat din viața mea. Simona a fost ajutată de echipa emisiunii Acces Direct și dusă pur și simplu pe brațe, în afara platoului de filmare. Am amețeli, nu pot să mă controlez așa bine corpul. Cred că a fost șocul prea mare sau nu. Am vrut să mănânc, dar n-am putut, am luat ieri câteva guri de ceai și le-am vomitat. Imediat au sosit și medicii care i-au acordat primul ajutor Simonei. Aș vrea să ținem mâna asta puțin mai întinsă. Simona nu a mai rezistat și a fost dusă de urgență la cel mai apropiat spital. Acum nu mai intră aerul în mine deloc.